O rețea de trafic de stupefiante a fost destructurată de DICOT OLT. În vederea instrumentării cazului, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate OLT împreună cu procurorii DICOT, Biroul Teritorial OLT, au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară, șapte în OLT și unul în ILFOV. La locuințele unor persoane cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și efectuarea de operațiuni ilicite cu produse susceptibile de a avea efect psihoactiv. Ei au mai pus în executare și 25 de mandate de aducere la audieri, atât a suspecților de trafic de droguri, cât și a consumatorilor. La finalul audierii persoanelor bănuite a face parte din rețeaua de trafic de droguri care vindea stupefiante tinerilor din Slatina, doi bărbați cu vârsta de 24 de ani, respectiv 30 de ani, ambii din municipiu au fost reținuți și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională a acestora s-a desfășurat în perioada februarie-iunie 2023.